Ce mai faci, domnule primar? Bine, acum fi vorba numai între noi, așa, ca să spun la urechi. Eu îți spun, domnule, pentru că am un deosebit respect pentru toți cetățenii care plătesc taxe și impozite. Dar eu, în realitate, mi-am dat seama că ești muci. N-ai venit la nicio discuție. Te chem, fugi, nu știu ce, față în față. Sau dacă vorbește engleza bine, mai bine decât româna, face to face. Să vii la acea discuție, pe orice temă. Hai să vedem dacă țin mușchi ăștia, dacă ne țin mușchi, ne țin, dacă nu, nu. Orice temă, îți adresez orice întrebare, îmi adresez orice întrebare și vreau să-ți arăt că în fața mea ești muci. Dar acum mă întreb și eu, prostituția asta politică pe care toți o faceți în politica asta România, prostituție politică, domnule Ștefan. Oh, păcat din numele ăsta. Ștefan era domn cel mare. Dar cu cine vă mai prostituați în toate haremurile astea politice? Seara acum, sau mai înainte, mângâiai barba lui Ciolacu, acum probabil mângâi sticla de whisky lui Orban. Dar mai era unul în camera aia când beiau băieți, era unul cu trabucul, poate îi mângâi trabucul ăla din, care era cu trabucul. Ce să vă zic, față în față, discuții publice, să vă văd. Deci, repet, eu spun, domnule primar, din respect pentru toți oamenii ăștia care muncesc și plătesc taxe și impozite, iar voi vă lăfăiți. Dați tării noi, că nu vă mai plac alea vechi. Deci, sunt foarte multe de vorbit. Tocmai de-aia te aștept față în față. Nu la TLM, nu pe la BZI, ca să le mai fac și reclamă la ăștia, că oricum nu-s cunoscuți. Nici de cum nu te chem la Nașul TV, pentru că poate n-ar fi nici corect. Sunt asociat acolo. Dar face to face? Da? Ce zici? Eu oricum aștept un răspuns de la tine și somnușor că te vei trezi că nu mai ești primar. Și nu o spun eu, o spun cetățenii. Nu comentează public. Au ei diferite motive. Dar nu te mai iubesc. Așa gândea și Ceaușescu. Cred că mai degrabă în loc de Duster îți cumpărai elicopter. Pentru că tomeștenii s-au supărat rău de tot. Și de fiecare dată te salut așa din respect pentru cetățenii din Tomești. Hai pa, domnule primar!